Ești o combinație ciudată între un visător și un om practic. Pe de-o parte, ești un luptător dinamic, luminos și angajat, pe de altă parte un poet blând, visător. Atunci când tu ca spirit activ și interesat ești pe scenă, este puțin probabil ca ceva să te împiedice să-ți atingi obiectivele, dar dacă partea simplă, cea visătoare a naturii tale se impune, abilitățile creative și talentele artistice îți îndreaptă atenția către orizonturi complete diferite. Cu toate acestea, atunci când imaginația ta este capturată de un proiect interesant, simțul scopului tău va surprinde pe oricine. Tu te străduiești cu încăpățânare să-ți atingi obiectivele și știi să-ți folosești farmecul și recursul personal. Ești o fire foarte exactă, dar în același timp visătoare incorigibilă. Cu toate acestea, ești destul de capabilă să-ți transformi visele în realitate. Fiind absolut încrezătoare în sine, ești rareori confruntată cu aspectele tale interioare, deși uneori factori surprinzători pot interfera cu viața ta. Tu ești hotărâtă să câștigi. Cu toate acestea, uneori pe neașteptate pentru alții, faci încercări de a-ți schimba starea interioară prea beligerantă. Probabil că sună ca o declarație dubioasă, dar persistența te face surprinzător de norocoasă. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: mister, dorința de a ajuta, mila, sacrificiul, deschiderea, reverența, prietenia. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. La momentul la care te-ai născut, te confrunți deja cu influența constelației Berbec, în care soarele va fi prezent pe 21 martie. De la pește ai primit visarea, poezia, sensibilitatea, de la Berbec primește activitatea, dorința de a lupta. Drept urmare, tu afișezi în mod constant contradicțiile, lucrezi cu înverșunare și încăpățânare pentru a-ți atinge obiectivele, apoi te îndrăgostești de melancolie, te angajezi în creativitate și nu-ți mai amintești impulsurile tale ambițioase. Poți fi definită ca o idealistă naivă. E chiar așa. Da, într-adevăr, uneori se pare că ești într-o altă lume, dar în realitate ești foarte puternică și realistă. Astfel, ești mai degrabă o natură complexă, combinând cu succes în tine însețereveria copilărească cu practicabilitatea de zi cu zi a unei persoane înțelepte cu o experiență considerabilă.
Oricare ar fi natura ta, persiști de obicei, avansezi, convinsă că principiile tale sunt simple și accesibile majorității oamenilor, te poți vedea pe tine însăți ca reformator, restabilind dreptatea încălcată. Este foarte important pentru tine să exersezi o precauție rezonabilă, deoarece ai tendința să supraestimezi oportunitățile oferite de natură. Este greu să nu recunoască cineva diligența ta și capacitatea de a acționa la un nivel personal, dar în același timp, ca nimeni altcineva nu ai nevoie de încurajare, recompensă sau mulțumiri zgomotoase. Tu îți vei urmări cu încăpățânare obiectivele, chiar dacă aceasta implică repetarea nesfârșită a sarcinii. Se pare că nu te vei plictisi de propriile tale activități indiferent cât de viguroase sunt. Munca pentru tine nu este doar o modalitate de existență, ci mai degrabă, singura modalitate acceptabilă de viață. Chiar și în concediu reușești să-ți faci timp pentru afacerea ta. Totuși, trebuie să înveți să evaluezi adevărata ta putere. În cele din urmă este foarte important să cunoști limita norice. Un alt pas în formarea personalității tale este abilitatea de a face față adevărului. Tu trebuie să depui eforturi pentru a-ți menține constant egoismul sub control. Luând o poziție medie convenabilă pentru tine, ar trebui să rămâi în succes cât de mult poți. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, ești impresionantă, misterioasă, plină de compasiune, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 19 martie soarta ta? Tu te simți destinată succesului și încerci să-l realizezi folosind farmecul și aspectul atractiv. Ești destul de practică în viață, dar în profunzimea sufletului, ești o romantică incorigibilă. Credința ta în puterea ta este neclintită, iar eșecul rar te depășește, deși soarta poate întotdeauna să-ți impună corecțiile. Te-ai născut pentru a câștiga și ești în permanență într-o stare de luptă și de competiție cu ceilalți. Uneori încerci să te oprești și să te odihnești de cursa neîntreruptă, dar perseverența ta și aprovizionarea cu energie vitală te conduc în față. Unii te pot considera visătoare, departe de viața reală, însă esența ta interioară nu corespunde cu asta. Îți păstrezi ideile despre perfecțiune și construcția castelelor în profunzimea sufletului tău, dar în realitate acționezi în funcție de așteptările celorlalți, fără a-ți pierde standardele general acceptate. În natura ta complexă sunt combinate naivitatea și pragmatismul copiilor cu seriozitatea unei persoane adulte, împovărate de greutățile vieții. Tu poți fi un cercetător al necunoscutului, mergând în sălbăticea în care nu a trecut piciorul uman, și poți exista confortabil în societate, integrându-te pe deplin cu realitatea din jur. Tu te îndrepți cu încăpățânare către obiectiv și consideri că cererile tale sunt acceptabile și ușor de înțeles de către toată lumea din jurul tău. Uneori, tu încerci să intervii în chestiuni care nu țin de competența ta, determinată de un sentiment sporit de justiție, însă uneori, nu te poți uita în mod obiectiv la aceasta și poți comite acțiuni eronate. Ai tendința să-ți supraestimezi propria ta putere și să-ți asumi sarcini insuportabile. Tu poți acționa absolut fără niciun sprijin, dar aprobarea celorlalți, admirația lor este necesară pentru ca tu să-ți păstrezi încrederea în sine. Pe drumul spre obiectivul tău ești capabilă să depășești multe obstacole și, chiar și în caz de eșec, îți poți repeta fără încetare încercările spre succes. Pentru unii dai impresia de incapacitate de a te simți obosită și dispusă să te relaxezi. Tu nu funcționezi din motive materiale, ci din pricina însăși a procesului de creație și a senzației propriei nevoi. Chiar și în afara muncii, găsești ceva de făcut și încerci să te scufunzi în procesul muncii.
Dacă creierul tău nu este ocupat de nimic, diferite întrebări la care nu știi răspunsul îți chinuie mintea. Dragoste și compatibilitate. Deoarece ești impulsivă, nu stai pe gânduri, te scufunzi în relații de dragoste, arătând atenție atâta timp cât uniunea îți satisface așteptările. Dar dacă apare dezamăgirea, la fel de repede, părăsești partenerul. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cu eforturi susținute poți să unești jumătățile sufletului tău contradictoriu și să traduci visele tale frumoase în realitate. Ești fermecătoare și carismatică, nu eziți să folosești farmecul tău pentru a-ți atinge scopul, nu te retragi din dificultăți. Ești foarte încrezătoare în sine și nu fără motiv, într-adevăr rare ori faci greșeli. Fiind luptătoare în spirit, ești orientată de constelația berbec pe victorii și cucerire, dar adesea încerci să te schimbi cumva, să-ți asumi controlul asupra agresivității tale interne. Tu-ți datorezi succesul în viață, în primul rând încăpățânării tale. Deseori idealistă, uneori poți fi considerată destul de naivă. Dar în plus față de dorința pentru lumea fanteziei, ai suficientă practicitate și poți sta ferm în picioare. Poți fi un cercetător curajos sau om de știință foarte bun, dar în cele mai multe cazuri te trezești într-o societate pașnică, găsind o ocupație destul de pragmatică în favoarea veniturilor. Uneori, cu toate forțele sufletului cauți să aperi justiția sau să aduci lucruri noi în sistemul stagnant, alteori doar muncești din greu pentru a-ți construi o carieră. Ești foarte subiectivă, astfel încât există riscul de a-ți pierde puterea și încăpățânarea exact când ai nevoie de ele. Sănătate și boli. Tu suferi adesea de supra-solicitarea sistemului nervos, de stres, insomnie, dureri în zona capului. În general, sănătatea ta este destul de puternică. Cu siguranță, trebuie să ai ședințe regulate de masaj relaxant, masaj al gâtului, picioarelor, spatelui. De asemenea, este logic ca tu să explorezi o serie de ceaiuri dintr-o varietate de plante medicinale și să bei în mod regulat balsamuri liniștitoare. Îți plac experimentele culinare de dragoste. Rar gătești ceva comun, preferând improvizația. Ar trebui să păstrezi natura ta exuberantă și pofta de experimentare sub control și să te concentrezi asupra alimentației sănătoase. Pentru a scăpa cumva de insomnie și a elimina impactul negativ al unui stil de viață sedentar, trebuie să faci exerciții de 2 ori pe zi. Dacă aceste lucruri nu este posibil, atunci excursiile la sala de sport ar trebui amânate pentru seara, iar dimineața o oră de jogging. Vei dormi mai bine dacă vei obosi fizic. Soarta și norocul. Ești o persoană emoțională cu o intuiție foarte dezvoltată. Ești ambițioasă, talentată, delicată, te distingi printr-o imaginație bogată, te poți afirma în literatură, muzică. Ești atrasă de secrete, ești interesată de misticism, științele oculte. Îți place să călătorești, dorești mereu noi impresii, emoții în timp ce călătorești. Tu ai nevoie de o schimbare de peisaj, altfel te vei plictisi și vei putea intra într-o depresie lungă. În viața de familie, poți fi fericită. Casa ar trebui să-ți asigure întreg confortul. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să fii mai atentă și mai precaută deoarece adesea te supraestimezi. De asemenea,
fiind de lacomă pentru lingușire și aprobare, acestea pot fi o capcană permanentă. Poți fi asemănată uneori cu o mașină în mișcare perpetuă care nu cunoaște oboseala și nu se teme de acțiuni repetitive, indiferent de câte ori trebuie să le repete pentru succes. Poți deveni cu ușurință o orcaholică, deoarece munca îți poate oferi activitățile de care ai nevoie. Este important ca tu să știi limita propriilor tale puncte forte și să înveți în timp să le umpli cu ajutorul odihnei. De asemenea, trebuie să înveți să preiei controlul egoismului tău și să nu te înșeli singurică. Adevărul nu este întotdeauna plăcut, dar trebuie să-l poți accepta. Trebuie să înțelegi că nici o slujbă și o carieră nu merită sănătatea sfâșiată. Încearcă să te cunoști mai bine pe tine însăți. Ferește-te să ai influențe nefaste asupra celorlalți și învață să-i respecti. Cultivă modestia. Nu încerca să schimbi lumea în bine, gândește-te la dezvoltarea propriei personalități. Arată atenție celor dragi și oferă-le sprijinul deplin. Uneori este mai bine să te mulțumești cu ceea ce îți dă soarta. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Un dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.